Bună dimineața, bună dimineața, dragii mei! Am început o nouă zi aici, în Barcelona, pentru că, da, astăzi vom vizita orașul Barcelona. Și cum credeți că am putut să ne începem ziua decât cu ceva bun, bineînțeles? O să vă prezint micul dejun. Acesta este micul dejun. Câteva bunătăți cât de cât tradiționale de aici, din Barcelona. Așa că haideți să le savurăm. Am terminat micul dejun, iar acum ne aflăm în stația de tren din Badalona. Ce credeți? Așteptăm trenul pentru a merge spre Barcelona, bineînțeles. Această minunată stație de tren se află chiar peste drum de mare, ceea ce e minunat. Am ajuns într-un final în Barcelona, după cum vedeți, e puțin cam aglomerat. Așa că așteptăm să ieșim din această stație de tren și să începem să vizităm minunatul oraș Barcelona. Am ajuns în Barcelona, iar prima oprire este Parco de Ciutadella, un parc absolut minunat, de care vă puteți bucura gratis, pentru că ce credeți? Nu trebuie să plătiți absolut nimic pentru a vizita acest minunat parc. Și credeți-mă, aveți ce vedea! Ne-am săturat de acest parc minunat, pornim spre Zoo de Barcelona, pentru că da, am hotărât să vizităm și grădina zoologică de aici din Barcelona. Am auzit că e una deosebită, așa că uitați, scanăm tichetul și să pornim spre Zoo. Tichetul costă undeva la 20 de euro, cam așa arată, și dacă credeți că merită, după ce veți vedea acest video, eu zic să încercați și voi. Acum haideți să ne bucurăm de minunatele animale pe care le găsim aici.
După ce am terminat de vizitat toate animalele, am cam obosit puțin pentru că e ceva de mers. Continuăm această plimbare spre Barceloneta, una dintre cele mai cunoscute, dacă nu chiar cea mai cunoscută plajă de aici, din Barcelona. Așa că haideți să ne bucurăm și de Barceloneta. După atâta plimbare, bineînțeles că am obosit și ni s-a făcut și foame, așa că am hotărât să ne așezăm la un restaurant pe malul mării, chiar pe plaja Barceloneta, și să comandăm ceva. Ia priviți, bem sangria, bineînțeles, și ne comandăm paella, pentru că este mâncarea tradițională de aici din Barcelona, cu fructe de mare, pe care trebuie neapărat să o încercați. După ce am mâncat, ne-am continuat plimbarea noastră, bineînțeles, spre Port Vella, un port minunat unde puteți vedea ambarcațiuni absolut fabuloase și nu numai. Așa că o plimbare la Port Vella chiar se merită. Să mergem! Următoarea noastră destinație este cartierul gotic, binecunoscutul cartier gotic, cu străduțele lui mici, înguste și pline de farmec. Așa că haideți! Bineînțeles că nu puteam rata să vizităm și biserica gotică, aflată, bineînțeles, în cartierul gotic. O biserică absolut superbă pe care o puteți vizita în mod gratuit. Ultima noastră oprire pe ziua de astăzi este la Arcul de Triunf, binecunoscutul Arc de Triunf de aici din Barcelona, care ne oferă o priveliște minunată și niște fotografii superbe, bineînțeles. Ziua o încheiem, cum nu se poate mai bine, cu o băutură rece și delicioasă pe care o savurăm în liniște. Vă mulțumesc pentru vizionare și nu uitați de subscribe!